nu fie doar o etapă, starea asta de bine? Adică, Doamne ferește, să se întoarcă boala cu și mai multă forță? Păi da, dar acum am înțeles că se simte extraordinar de bine, sau cât de bine se simte, sper să fie adevărat, și se pregătește pentru, așteaptă viza, pentru Cuba. Pentru Cuba. Da. Am vorbit săptămâna trecută despre acest demers, o ajută Ana Maria Prodan, o ajută exact Leo asta Iorga. Spun eu. Deci s-a ivit Ana Maria Prodan să o salveze, da? Da. Dar dacă noi în urmă cu două luni îi dădeam carne să mănânce, unde era Denis acum? Și o îndopam cu mici, hai să mănânce mici, pizza și de toate. Mai exista? Credem în minuni, nu? Minunile sunt făcute de oameni, aia, că nu încălcăm legile fizice, să ne vină un... Trebuie să ne mai ajutăm și singuri, așa. Păi cum, normal. Ai dreptate. Cu... Și de asta spun că atitudinea asta e în urmă cu mult timp, cu o lună și două săptămâni. Pe balcon am ieșit, eu n-am putut să stau să văd atunci, că mi-a părut foarte rău de aia. Și am ieșit pe balcon și am început să plâng pe balcon. Și acolo a venit nașii mei și spune... Ia uite ce-i fac, uite, are perfuzie, are, e făcută, e, ia atâtea pastile. Și nu vrea să-i dea și eu o bucată de carne. Cum poți să spui așa ceva? Uite că a venit momentul să ducă în Cuba. Păi și ai spus, doamne, n-are voie, o omorâm. Da, exact asta i-am spus. Cum poți să spui așa ceva? N-ai da. Dreptul să spui așa și ceva. Atunci a zis să până să în ultima clipă trebuie să luptăm. Înțeleg. Se pare că familia sau cei care o îndrumau pe calea asta renunțaseră la luptă încă de atunci. Da. Maică-sa nu. Maică-sa nu. Această, dar maică-sa de multe ori făcea ca sora mai mare. Și asta e dureros. Că de asta spun eu, până la urmă maică-sa e un pion mutat așa de un... Că de asta, exact vis-a-vis de ce spuneai, că într-o familie mai puțin... Cum... Da, familie normală, da, așa, mai puțin informată. Într-adevăr, nașa mea e o femeie foarte inteligentă. Deci e foarte inteligent. Mama lui Liviu. Da, și de asta... Dar cea care vrea să-i dea porc. Da. Și i-a dat, da. Nu i-a dat. Sau care... care i-a dat. Da. De asta spun. I-a dat și vinete, i-a dat și... Hai să-i fac niște sarmale. Este posibil, acum e cinic ce spun, este posibil ca mama ei să fie convinsă că nu se mai salvează? Are prea mare încredere... Mama aceasta, mama lui Liviu. Cred că da. Să aibă mai multe informații de la medici și să nu spună, să posibil, nu mai facă rău. Deci asta, e posibil să ajungem și aici. Dar indiferent care ar fi. Dacă ea a stat de vorbă, pentru că fiind mai... Dacă spui că e o femeie inteligentă, da? Se bate cap în cap cu atitudinea. Adică asta nu e o atitudine, e o atitudine de om care a părăsit lupta, care a predat armele și care asistă neputincios la plecarea Denisei din lumea asta și încearcă să-i facă ultimele zile mai dulci, mai, mă rog, mai... Păi da, dar asta s-a întâmplat, adică și vis-a-vis de prietenul meu. Adică asta înțeleg că a vrut prin discuția asta. Las-o să se ducă... Și atunci asta mă gândesc că fiind singura sau cea mai informată persoană din anturajul ei, așa cum mi-o prezinți tu, dacă spui că e o femeie inteligentă, inteligența te împinge spre cunoaștere, să te duci, să te uiți, să nu știu ce, poate că știe mai multe decât știm noi. Sper să nu fie adevărat. Ea ce spune despre deplasarea în Cuba? E de acord, asta o știu sigur, pentru că am vorbit cu Geta acum câteva zile și eram pe speaker acolo. Asculta și Denisa, nașa mea și cu maică-sa. O să intre, o să vrea și să intre și Liviu prin telefon, pentru că au fost o serie de acuzații și vrea să... Da, normal, are dreptul la replică, da. O să rog să nu o să vorbim imediat după publicitate cu el, că nu transformăm asta într-o ceartă, pentru că e ultimul lucru pe care mi-l doresc. O să ascultăm și punctul lui de vedere, că așa este normal, și să nu intrați într-o polemică și într-o ceartă, că... Sper! Da. Asta, spun asta ca să audă, să audă și el. Ar fi, repet, ultimul lucru pe care mi l-aș dori, ne certăm acum la, pe marginea patului de spital al Denisei. Săptămâna trecută a apărut o fotografie cu ea, o filmare gen paparazzi, exact cu o zi înainte de a-i auzi noi vocea și de a constata cu toții că are un ton optimist și că poate lucrurile nu sunt atât de rău. În imagine arăta foarte rău. Da, păi exact așa am văzut eu când am spus că am avut un șoc prima dată. Tu spui că acum este cel mai bine din cât se poate, doar că imaginile alea erau de 7 zile. Adică ăsta este cel mai binele? A fost mai bine. A fost mai bine. A fost mai bine, după aia a avut perioada în care a fost la spital, i-a fost foarte rău și acum e stabilizată și
E ok acum.